Marian Andrei și invitatul său ne explică cum funcționează acest startup Bună dimineața, bine ați venit! Ce aveți la mână? Bună Așa dimineața. funcționează, nu? Da, pare că nu avem prea multă tehnologie, dar de fapt secretul este într-un cod unic QR. Cu detalii vine și Andrei Linu, care este în spatele acestui concept, se numește Mai InfoBand. Da? Ce mai simplu și cumpărăm o brățară. Cumpărați o brățară și o subcriptie și aveți acces la o aplicație pe care vă descărcați gratuit din iOS, magazinele Apple, App Store și, respectiv Google Play. Și acolo, în aplicație, încărcați datele personale și medicale, cele pe care le doriți să le vedeți, să fie văzute în mod public, în caz că aveți o urgență, dar și cele medicale detaliate, care vor fi accesibile personalului medical de urgență, personalului medical medic de familie, membrii de familie. Sau și dacă suntem o victimă, că am căzut pe stradă, am leșinat, doamne ferește, ni se face rău, sau da. așa... În acest caz sunt necesare câteva date personale, nu, mai puține, adică nu trebuie să vedeți. Așa, avem a, practic o structurare în informații care pot fi publice și puțin mai, mă rog, sumare și alte informații medicale detaliate pe care le accesează doar cei care au cont și rol în aplicație. Păi, deci, zic să facem și demonstrația, că avem, am la mână, se vede codul QR acolo. E practic o brățară din silicon cu o bucată de aluminiu printată, pe care e printat acest cod QR, deschid aplicația de uh, cameră de pe telefonul meu, nici măcar nu trebuie să am aplicația instalată ca să văd. Apoi uh, se vede linkul, dau să se deschidă în browser și acum s-a deschis, mă cheamă Popescu Maria și m-am născut în 1991, sunt din București, România, apar aici informațiile despre uh, vaccin și tipul uh, de vaccin pe care l-am făcut, dar uh, și donator de organe, dar pot să văd și uh, afecțiunile existente, și pot să descarc și uh, ultimele analize pe care eu le-am făcut, de exemplu, nu? Cam așa? Simplu. Simplu. Um, cum? Care e secretul? De ce trebuie să plătesc subscripție? Uh, Subscripția te plătește pentru, pentru tocarea online în cloud, este un serviciu, um, un serviciu informat. Până la urmă, noi furnizăm un serviciu. Care presupune digitalizarea documentelor și dosarului personal uh, al posesorului brățării, um, iar acestea are costurile specifice de, de, de dezvoltare, de testare, și ca informațiile să fie tot timpul actualizate, să fie tot timpul disponibile. Deci, Dumneavoastră aveți acolo aplicația deschisă, aplicația da. unui, uh, să zicem, pacient sau client obișnuit. Puteți da. să ne arătați? Am simulat Aha. o familie de numită, mă rog, Popescu, cu profilul Popescu Ion, care a încărcat în documentele lui, informațiile proprii. După cum te vedeți, aici sunt și în partea dreaptă niște gliduri. Aceste gliduri se folosesc pentru a decide care din aceste informații să fie publice la un moment dat. Practic, atunci când tragem de ele, informația se activează sau se dezactivează de la citirea ah, de pe brățară. să le așeze mai bine în spate acolo. Deci eu pot să. Adică anumite informații pot fi publice, da. în cazul în care mi se face rău pe stradă, să nu știe toată lumea exact. Ca că tot dacă ce am, am. temeri că cineva poate să-mi fure datele, așa sau să, să mai să chiar de la mână la birou, când nu sunt sau într-un spațiu public. E mai greu să-l trebuie să-ți mâna fixă, să apropiat, ați văzut, deci nu prea e diferit. Într-un autobuz sau pe stradă, să vă fure cineva datele. Vă garantat, am încercat toate scenariile. Brățara cât costă? Brăstarea ține 25 de lei. Și este singura opțiune? Uh, sau? Uh, nu, se poate pune și pe sticker acel cod și pe card, având în vedere că unele persoane nu suportă să pună la mână și așa mai departe, ne-am gândit să fim flexibili și să oferim și stickere care se pot lipi, nu știu, pe rucsac, pe bicicletă, pe... Ar exista interes din partea medicilor sau din... Uh... Medicilor le place ideea pentru că... Um, au această problemă, cel puțin cei de la urgențe, când întâlnești pe cineva care nu ești incoerent, traumatizat și așa mai departe, nu poate să ofere informații despre starea sa medicală, de istoric și în cazul anumitor afecțiuni, cum vorbim de diabet, că toată ați vorbit mai de înainte despre înainte de diabet sau eu știu, alergii sau alte tipuri de afecțiuni, este o informație critică pentru ei, ca să știe această informație, să poate interveni în cunoștință de cauza sau dacă are tent, este și nu poți să faci resuscitare electrică când ai tent și așa mai departe. Deci există anumite restricții de care dânsii și trebuie să țină cont și atunci aceste informații sunt critice. Dar aceste, de exemplu, ați văzut cazul acela cu analizele de sânge. Dacă sunt analize mai recente, ajungi pe circuit la UPU, la UPU unitatea de primire urgentă, deci să analize și două, deja economisești ore. foarte mult timp și atunci timpii de intervenție se scurtează foarte mult, adică nu mai stau să redescopere. Sunt folosite astfel de soluții și în afară? Da, există o firmă denumită Ceiling Code, Ceiling Code care le vinde de aproape 10 ani, are această soluție. Și în... sunt integrate în sistemul medical din țara în care funcționează? Da, mi-au pus asistente medicale Care au lucrat prin Franța, Spania Că au mai văzut astfel de brăsări Deci există, mă rog, cei puțini ei Dacă ești cadru medical Nu trebuie neapărat să o de pe stradă Nu -ți trebuie neapărat aplicația Ca să accesezi nu, aceste nu, informații Cănești și vezi doar datele publice Dacă vrei să vezi tot dosarul medical Atunci îți faci cont și, mă rog Dacă Am ai înțeles. făcut cont, ai acces la toate aceste informații Deci depinde de noi oferim acest cont partajat, tocmai ca să protejăm datele, uh, să nu le lăsăm. Da. Uh, Mulțumesc mult, Andrei. Mai discutăm mulțumesc. și la ora 10 despre această soluție. Așadar, ne vedem un pic mai târziu.